De la ora 5 dimineața, circulația pe șoseaua europeană pe tronsonul spre Râmnicu Sărat a fost oprită. 10 de tiruri au fost trase pe dreapta pe șoseaua de centura municipiului, iar coloana de mașini s-a întins pe kilometri întregi. Șoferii nu au avut altceva de făcut decât să se odihnească în cabine și să aștepte până când s-a reluat circulația. De la 5:30? 5:30, da. 6. Unde trebuie să ajungeți? Focșani, Bârlad. Ce vi s-a spus? Că drumurile nu ne dau drumul din cauza vizibilității. Dacă săptămâna trecută a fost ok, a cui bătaie de joc clar. De ce spuneți asta? Pentru că se poate trece. Și ne țin aici totuși că să fie ei siguri că nu au de muncă sau nu știu, nu înțeleg. V-au spus colegi care au trecut pe acolo și au spus că drumul avem e bine? Avem colegi care au reușit să treacă cu un sfert de oră, 20 de minute azi dimineață înaintea noastră spre Moldova și au trecut. Dar la noi nu se poate. Asta e. 4 ore, 5. Unde trebuie să ajungeți? Bârlad. Ce vi s-a spus? Să așteptăm. Autoritățile astea. Asta e. Credeți că e o măsură întemeiată sau se poate circula? Dumnezeu știe. Pe la Râmnic, pe acolo, bănuiesc că e blocat. Când s-a dat drumul, atunci merge. Circulația pe drumul european a fost reluată astăzi la orele prânzului.